Trei tineri, printre care și fiul consilierului județean Ion Mântoiu, au fost protagoniștii unei bătăi ca în filme. Aceștia au vizionat un meci de fotbal într-un local de pe strada Armoniei, lângă școala numărul 5. După meci s-au distrat cu un spectacol de karaoke, iar spre dimineață s-au luat la bătaie. Tinerii au spart pahare, au aruncat cu diverse obiecte, după care au ieșit afară, unde încăierarea a continuat. Angajații barului au chemat ambulanța pentru a prelua doi dintre răniți. În locul unde a avut loc bătăia au rămas bălți de sânge. Din de sânge a ieșit din conflict și câștigătorul căruia i-a fost parcapul cu un pahar și el a avut nevoie de îngrijiri medicale. Pentru fapta lor cei trei s-ar putea alege cu dosare penale pentru lovire sau alte violențe și distrugere.